egal constituit, avem trei consilieri lipsă. Putem supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Bun. Dăm cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi. Astăzi, pe ordinea de zi, avem trei proiecte și propunem să suplimentăm punctul un proiect, dacă sunteți de acord, și acela fiind proiect de hotărâre privind reorganizarea serviciului voluntar în situație de urgență al comunei Cașa. Sunteți de acord? Suplimentarea? Da. Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salvizare al unităților administrative teritoriale de județul Bacău, membrii ADIS. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic, datin și obiceiuri de iarnă 2019. 3. Proiect de hotărâre privind ectificarea bugetului local. O să rog la secretar să fie astăzi la proiectele, fiindcă au probleme la dar tot lucrez și e bine. Trebuie să spun, da. Asta e sunt. Da, să spun pe urmă. Adria, da. Ia. Bine, să punem cu ce încercăm. Primul proiect cu ordinații cu serviciul de stabilizare. Bun, începem cu referatul de aprobare. Care ce nu este? Da. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale, membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes local sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Având în vedere modificările legislative introduse prin ordonanță de urgență numărul 74/2018 pentru modificarea și completarea legii 201/2011 privind regimul deșeurilor, a legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196/2005 privind fondul de mediu, aprobată cu modificările și completările prin legea numărul 31/2019. Nota de constatare a RUC din 3/25/2019, întocmită de comisarii din cadrul Gărzile Naționale de Mediu, Comisariatul General, prin care se trasează de respectarea indicatorilor de performanță conform articolului 70 aliniat 1, litera D și anexa numărul 7 din legea numărul 211/2011. Adresa Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul General numărul 5687, Gara de Mediu 19/9/2019, prin care se pune în vedere respectarea articolului 17 aliniat 1 litera D și anexa numărul 7 din legea numărul 211/2011. Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bacău numărul 12.159 din 6/8/2019, prin care se face referire la includerea în contracte de delegare a indicatorilor de performanță, precum și penalitățile aferente, indicatori care sunt în sarcina operatorilor de colectare și transport deșeuri. Raportul de audit al performanței numărul A17/676 din 3/6/2019, întocmit în urma auditului performanței activității de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul UAT-urilor pentru perioada 1/1/2016, 30/4/2019. Împreună cu scrisoarea de recomandare numărul 766 din 20/6/2019, prin care se pune în vedere ADIS Bacău, asigurarea implementării prevederilor OUG 74/2018 pentru modificarea și gestionarea a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196/2005 privind fondul pentru mediu cu referire la respectarea articolului 17 aliniat 1 litera D și anexa numărul 7 din legea numărul 211/2011, anexa numărul 1 din OUG 74/2018. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6/2005, încheiat cu operatorul de SC companie Rompres Service SA. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, numărul 1087-1078 din 16/4/2018, încheiat cu operatorul EcoSud SA. Prevederile documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și actele adiționale numărul 1, numărul 2 și numărul 3 la același document de poziție se apreciază faptul că pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport,
sortare, compostare și depozitare, părțile convin de comun acord să stabilească în condițiile legii taxele speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor casnici, care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi cu luare în considerarea tuturor activităților componente ale serviciului de colectare a deșeurilor până la eliminarea acestora la depozit sau alte instituții de întregul flux de deșeuri. Instituirea unei taxe speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici ca mecanism de finanțare a sistemului integrat de management al deșeurilor Storindeni din județul Bacău este prevăzut în contractul de finanțare și analiză instituțională așa, anexa contractului de finanțare numărul 13.826 din 14.4.2011 pentru proiectul integrat de management al deșeurilor Storindeni din județul Bacău. Având în vedere principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut la articolul 25 legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicate cu modificările și modificările privare. În punct de vedere hotărârii ACA, adis numărul 10/20/2013, privind aprobarea documentației necesare de mărire proceduri de licitație pentru delegarea serviciului de colectare și transport deșeuri și a hotărârii ACA, adis numărul 7/5/2014, privind aprobarea documentației necesare de mărire proceduri de licitație pentru delegarea serviciului de operare instalații. Având în vedere cele anterior menționate, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a unității administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Da, cu alte cuvinte, știți prea bine cum funcționează acest serviciu de salubritate, da? Noi facem parte din ADIS, în Asociația Dotării Salubritate Bacău. Serviciul salubrizare din ADIS a fost delegat Lompres, da? Și EPOSUD. Cei care aprobă acest regulament sunt toate unitățile administrative teritoriale care fac parte din ADIS, de care sunt și noi. Mai avem și, când am avut control de la garda de mediu în vara asta, și o sarcină care trebuia dusă până la 30/6/2019, cei care nu sunt la îndeplinire, fiindcă n-am avut cum, fiindcă nu s-a făcut la nivelul de județ acest regulament. Și spun așa cum sarcina trasată de cei la garda de mediu. Se vor stabili și include în caietul de sarcini, în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentul serviciului de salubrizare, indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care se cuprindă indicatorul prevăzut în anexa 7 din legea numărul 211/2011. Deci, cam așa stau lucrurile. Și cu sancțiuni. Și cu sancțiuni, dacă nu o facem, o să, și cu sancțiuni de aplicare. Ce se întâmplă? Așa stau lucrurile acum noi în Bacău. S-a făcut acest serviciu, nici mie personal, ca și om, ca și primar, nu convine cum funcționează el, fiindcă nu avem mare control asupra deșeurilor care se încarcă cu raza comunicașă, care se încădresc undeva la EcoSud, fiindcă vis-a-vis de anul trecut, cantitatea de întoni de gunoi a crescut destul de mult la cașă și nu-mi explic de ce. Probabil că lumea încă nu conștientizează că el scutește la tonă. Știți prea bine că nu prea acoperim cu taxa noastră această plată către Lompres și EcoSud. Vom modifica în ianuarie, cu siguranță vom mări taxa, dar vom subvenționa un buget local. Cu toate că, vă spun că dacă era alt primar care este mai habotnic, nici nu stătea discuții să plătească un buget local. Lua chiria de comandă, dar nu. Vom lăsa taxa pentru oameni la nivelul anului acesta, cât au plătit, dar vom mări și diferența vom scorta noi din buget local. Asta e, vom duce mai puțin bani spre dezvoltare, dar să vă asigurăm acest serviciu cu care nu putem, să știți, indiferent ce vrem noi, la ora actuală, nu putem ieși din horă. Deci dacă ești din horă, trebuie să plătești foarte mulți bani. S-a intrat în horă, s-a intrat, s-a aprobat, s-a aprobat. Și cei care n-au intrat în horă, au intrat și ei până la urmă, că au fost localități care n-au vrut să facă parte din această asociație, dar cu timpul au fost forțați într-un fel. Fiindcă groapa a câștigat la Sudul, la Gunoi, la Bacău și nu permite la alte societăți să depoziteze decât Lompres. Și așa se cede la Comănești și toată lumea, până la urmă, trebuie să intre în acest loc. Nu este bun, nu este, cum vă spun eu dumneavoastră, de punct de vedere a economiei de piață, este o restricție, fiindcă monopolul a pus două societăți. Părerea mea liberală este piața să fie liberă, să fie cât mai mulți prestatori cu toate serviciile, și salubritate, și energie, și tot ce înseamnă, fiindcă vin concurența și prețul se modifică ca atare. Așa prețul se impune
N-ai ce faci, trebuie să îl să plăniți și mai departe. Bine, a, nu este prea mic, m-am făcut o paranteză ca să luăm decizii de așa natură, poate noi, guvernați sau guvernații care vor veni în România în perioada următoare, vor să vă uita și asupra acestor chestiuni și le va regla pe dăcă. Vă trece la punctul 2. Raportul de arbitrare. Raportul de arbitrare. Având în vedere că doi dintre membrii comisiei lipsesc, avem un singur membru. Raportul de arbitrare vă anunț că este cu caracter consultativ. Care prezintă? Raport de arbitrare. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor, analizând proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre adesea în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniatul 6 și aliniatul 7 din OUG, numărul 57/2019, privind postul administrativ. Emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic, datic și obiceiuri de iarnă 2019. Da, deci program cultural artistic, datic și obiceiuri de iarnă 2019. Principale sărbători de iarnă care încep cu Sfântul Andrei, 1 decembrie, sărbătoarea Marii Uniri de la 1 decembrie, Crăciunul, anul nou, bubotează, au funcționat de-a lungul vremii ca momente de înnoiere a timpului și de început de an. În 2019, 1 decembrie, toți cei care sunt simt românești, se sărbătoresc. Credința românilor care au făcut unirea, că toată suflarea românească trebuie să trăiască împreună într-un singur stat, România, e votul susținut al românilor de-a lungul timpului de a nu uita că sunt români, năzuința românilor de a înfăptui Marea Unire avută de-a lungul secolelor, indiferent de vicinstitudinile istoriei, tenacitatea liderilor și a elitelor românești care au întreprins toate cele necesare ca unirea să devină realitate, eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost posibil, nesupunerea românilor în fața imperiilor vremelnice care i-au afectat interesele și neacceptarea unei sorți potrivnice, ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani de la Marea Unire, rațiunea românilor de a căuta în permanență cele mai bune împrejurări pentru concretizarea aspirațiilor legitime și valorificarea acestor ocazii. Sărbătoarea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 va fi celebrată în toată țara prin parade militare și evenimente culturale de cea mai înaltă calitate, care ne vor aminti de însemnătatea actului istoric de la 1 decembrie 1918, eveniment cu semnificații deosebite pentru poporul român. Ce cu sfințenie trebuie marcat și în comuna noastră. În cadrul acestui eveniment se vor organiza momente culturale artistice organizate de elevii școlii gimnaziale Învățător Nicolae Păstraru Cașin, poezii și cântice patriotice la momentul eroilor din sat Cașin, comuna Cașin. Evenimentul va începe la ora 11:30, o slujbă a preoților din comuna Cașin, la momentul eroilor pentru toți cei care și-au dat viața în lupte. Tradițiile și obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradițională românească și ca atare. Pe 25 decembrie sărbătorim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Crăciunul fiind cea mai importantă, dar și cea mai iubită sărbătoare a românilor. Intrarea în sărbătorile de iarnă se face odată cu Ignatul. Pe 20 decembrie, nașterea Domnului este anunțată la noi în țară prin colinde, iar primii care pornesc cu colindatul în dimineața de ajuns sunt copiii și tineri. Aceștia sunt primiți de creștini cu mere, nunci covrici și cu turte numite scutecele lui Hristos. Copiii îndrăgesc Crăciunul și Anul Nou nu numai pentru că știu că atunci vor primi cadouri de la toată lumea. Tradițiile pe care le respectă în familie vor rămâne și peste ani, atunci când poveștile cu Moș Crăciunul vor avea parfumul copilăriei și tot ce mai rămâne este atmosfera vețelă și plină de iubire a sărbătorilor petrecute cu cei dragi. Crăciunul este cel mai bun moment pentru a învăța pe cei mici să fie mai buni și mai toleranți, să dăruiască din suflet și să-și arate dragostea. Este cea mai bună lecție pentru copii despre ceea ce înseamnă Crăciunul. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, autoritățile publice locale organizează în data de 20 decembrie 2019 la Căminul Cultural din sat Cașin, serbarea Pomul de Crăciun, unde se vor desfășura activități culturale artistice specifice sărbătorilor de iarnă, poezii, cântece, colinde, împărțirea cadourilor de Moș Crăciun, cu elevii școlii din comună, cât și cu tineretul comunei. Cașin. În cadrul acestui spectacol vor fi premiați participanții, precum și copiii aflați în sală, cu un cadou de la Moș Crăciun, valoare de 25 de lei. În data de 31 decembrie 2019, începând cu ora 10, se va desfășura pe platoul din fața primăriei Cașin programul cultural artistic Datin și obiceiuri de iarnă, care constă în primirea orătorilor, copiii preșcolari și școlari, ansambluri de tineri și seniori, grupuri, cete sau formații acompaniate de muzicieni, muzicanți ce provin din alte localități, grupuri care interpretează
jocului roților, jocul urșilor, jocul capei și alte obiceiuri ce provin din Dărmănești, Comănești și Iasău. În funcție de complexitatea reprezentării și a numărului locului, aceștia vor fi premiați cu sume de bani cu sume de 50 și 1000 de lei. Premiile care se acordă în bani vor fi aplicate pe stat de plată la casiria primăriei, liderului de grup capul de ceată, pe baza clientului de identitate și a declarației acestuia cu privire la numărul persoanelor care fac parte din grup. Raport de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic Daten și un liceu de an în 2019 emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Da. O să trecem la punctul 3. Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cașin pe anul 2019 la venituri și cheltuieli cu suma de 20.000 lei pe fumul de an. Capitolul 35, amenzi, penalități, se suplimentează cu suma de 15.000 lei. Capitolul 36, diverse venituri, se suplimentează cu suma de 5.000 lei. Cheltuielile bugetului local în suma de 20.000 lei sunt repartizate astfel. La capitolul 51.01.20, autorități executive, se suplimentează cheltuielile materiale pentru funcționare și utilități cu suma de 54.000 lei. Capitolul 56.02.15, transferul între unități ale administrației se reduc cheltuielile cu suma de 34.000 lei. Prezenta hotărâre se comunică prefectul județului Bacău, primarul Comunei Cașin și compartimentul buget contabilitate venituri și achiziții publice în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul general al Comunei. Compartimentul buget contabilitate venituri și achiziții publice va duce la îndeplinire prezenta hotărârii. Azi să citesc defalcat fiecare cheltuială, că pe capitole, pentru inovațiile dumneavoastră, care sunt și cum sunt acolo, nu le știi prea pe mine cei care... Așa. Cu această sumă se modifică și structura cheltuielilor din componența bugetului local Comunei Cașin. Modificările apar la următoarele capitole. Capitolul 5102, autorități publice, titlul 20, cheltuieli materiale, se suplimentează cu suma de 20.000 lei pentru utilități, energie, telefoane, gaze naturale, apă potabilă și alte cheltuieli, cotizație 34.000 lei, Asociația Grupului de Acțiune Locală Valea Flotșului. Nu s-a mai plătit, dar, deci cotizația din 2015 la GAL și trebuie să o dăm, că altfel s-a adunat prea mult. Da? Pe ceva în viitor. Capitolul 5602. Transferul între unități ale administrației și se reduce cu suma de 34.000 lei și suplimentează capitolul 5102 autorități publice cu această sumă necesară pentru plata altor cheltuieli evidențiate mai sus. Acestea sunt cheltuielile. Și veniturile, așteptăm rectificarea bugetară de la guvern și atunci va fi punctual ceva, dacă va fi. Da. Domnul Roșu. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, în conformitate cu prevederile articolul 125 și articolul 136, aliniat 6 și 7 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre sau respingerea proiectului de hotărâre. Mulțumim frumos! Trecem la punctul suplimentar cu ordinea de zi și anume privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Cașin, județul Bacău. O să-i dau ce primar să Consiliul Local al Comunei Cașin, județul Bacău, printre ședință ordinară în data de 28.11.2019, la care participă un număr de 11 consilieri locali din cei 13 în funcție, luând în dezbatere. Referatul de aprobare al primarului, numărul 9401 din 26.11.2019 și raportul domnului Bosar Gănuț, numărul 9400 din 26.11.2019, având în vedere prevederea articolului 10. Litera P, din legea numărul 401 din 8.11.2004, privind protecția civilă, publicată în monitorul oficial numărul 1094 din 24.2004,
ale articolului, la articolul 5 aliniatul 1 din ordonanța Guvernului României numărul 88 din 30/2001, publicată în monitorul oficial numărul 544 din 1/2001, aprobată prin legea numărul 363 din 7/6/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare în situații de urgență, publicată în monitorul oficial numărul 447 din 7/6/2002, la articolul 1 din așa, numărul 195 din 20/4/2007, pentru aprobarea criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, publicat în monitorul oficial numărul 288 din 2/5/2007, articolul 13 litera D și articolul 14 litera I din legea numărul 307 din 12 iulie 2006. Deci organigrama serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Cașin. Așa, șef serviciul voluntar pentru situații de urgență, numit prin cumul, bănesc pe domnul Costa Venus, așa, la, după aia, compartiment pentru prevenire, șef compartiment pentru prevenire, specialiști pentru prevenire. După, formație de intervenție, șef formație de intervenție, care se subdivide în patru categorii, echipă specializată pentru intervenții în caz de incendiu, echipă specializată în domeniul înștiințării alarmare, echipă specializată în domeniul evacuare și echipă specializată în domeniul sanitar. Parantez, toți aceștia fac parte din voluntarii care îi avem. Lasă, hai la urmă, lasă. Voluntarii care îi avem, pentru ei a făcut un lucru bun, le-a făcut asigurare pe viață. La toți voluntarii care sunt, fac parte din acest serviciu, le-a făcut asigurare pe viață. În caz de accident, dar accidente la intervenții și la urmă, vor beneficia o asigurare. Așa, hotărăște. Articolul 1. Se va aprobă reorganizarea serviciului voluntar de situații de urgență de tip 5, așa, 1, supunerea Consiliului Local al Comunei Cașin din Subacov, conform anexelor 1 și 2, la prezenta hotărâre. Articolul 2. Serviciul voluntar de situații de urgență al Comunei Cașin din Subacov este condus de un șef serviciu numit prin cumul de funcții. Articolul 3. Serviciul voluntar de situații de urgență al Comunei Cașin din Subacov este încadrat cu un număr de 23 de voluntari după conducerea structură. Articolul 3.1. Compartimentul pentru prevenire, cu număr de 5 specialiști pentru prevenire, care au ca principală atribuție prevenirea apariției stărilor potențial generatoare din situații de urgență pe întreg teritoriul sectorului de competență, stabiliți asta. Articolul 3.1.1. Pentru instituțiile publice și operatorii comunitari de Consiliul Local, un specialist. Articolul 3.1.2. Pentru 500 de gospodării, un specialist. Articolul 3.2.1. Formații de intervenție, având un număr de 18 persoane, din care 18 voluntari, constituită în vederea realizării și înlăturării urmărilor situației de urgență pe întreg teritoriul sectorului de competență, fiind compusă din articolul 3.2.1, șef formației intervenție, articolul 3.2.2, echipe specializate compuse din articolul 3.2.2.1, o echipă specializată pentru intervenție în caz de incendiu, articolul 3.2.2, o echipă specializată în domeniul ajutorului alarmare, articolul 3.2.2.3, o echipă specializată în domeniul evacuare-salvare, articolul 3.2.2.4, echipă specializată în domeniul căutare de blocare. Articolul 4. Componența nominală a membrilor serviciului voluntar de situații de urgență al Comunei Cașin de Subacău, dotarea echipei specializate pentru intervenții în caz de incendiu, precum și a celor 4 echipe specializate, se va face din dispoziție a primarului Comunei Cașin de Subacău, în termen de 10 zile de la data aprobării prezentei hotărâri a Consiliului Local al Comunei Cașin de Subacău. Articolul 5. Primarul Comunei Cașin de Subacău va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Da, cum vă spun, vedeți noastră, mândura se pare o joacă cu aceste legi. Știți că sunt foarte importante. Legislația privind situația de urgență este foarte stufoasă. Foarte, foarte stufoasă. Ca să o înveți, trebuie foarte mult timp. Fiecare guvernare a mai făcut un AGD, s-a făcut un ordin de ministru, omeiei, dar nu e de joacă. Fiindcă vedeți urmările colectivului, cu ce pedepsii se va lăsa acolo. Chiar primarul Petronic, din păcate, cred că va fi condamnat. Și nu prea e vina
primarul acolo la colectiv, eu văd mai mic, din punctul meu de vedere, ca și cetățean, mai mult ar fi acelor respectului ISU care au avizat și au autorizat funcționarea acelui spațiu. Adică primarul a dat autorizație de funcționare. Autorizația de funcționare, practic, ca să știți dumneavoastră, la spațiile comerciale, se dă după punct de vedere al orașului. În ce interval de timp își efectuează ei acolo acea activitate. Da? Dar cei care au avizat acolo sau au autorizat acel spațiu privind bun vedere a securității la incendiu, eu i-aș vedea cei mai vinovați, morții de acolo și răniții care au ceea ce s-a întâmplat acolo. Așa aș vedea eu lucrurile. Alții poate îi văd altfel. Dar să știți cum nu-i de joacă. Deci, pe situația de urgență, chiar dacă acest serviciu este subordonat Consiliul Local, primarul este președintele. Da? Consiliul Local la situația de urgență și primarul răspunde la absolut orice se întâmplă, Doamne ferește, dacă se întâmplă minuni. Vă dau un exemplu simplu. În caz de evacuare, zicem când Vlașca va fi inundată, să anunță vehicule de la Curița sau de la altă parte. Primarul este singurul care poate să dea ordine de evacuare. Dacă dă acel ordine de evacuare, fără să anunțe prefectul, prefectul să fie de acord, și urma evacuării se întâmplă un accident, cineva își pierde viața sau își pierde integritatea corporală, primarul este pasibil de pușcării. Dacă are acordul prefectului, totul e ok. Și cam aiurea, vă dați seama că situația poate să impune câteva minute, câteva zeci secunde. Și primarul trebuie să ia decizia atunci, ce să facă acolo. Până anunță prefectul, nu răspunde la telefon sau răspunde sau nu răspunde, până să mai gândești și celălalt de criză. Sunt multe chestiuni care trebuie făcute în caz de situație de urgență. Și să știți cum e, de exemplu, nu e luat în derăde. Adică mă zice, era asta. Și era pompierul, cum era cu un vechi, zidea de el pompierul. Pompierul, dar acel pompier, nu-i pompier, este șef de situație de urgență, trebuie să facă niște documente. Se întocmează niște documente, aici și răspunderea lui. Vis-a-vis, este un comitet local de situație de urgență, în care face parte și doar secretar ca și secretar acestui comitet, se formează celor de criză. Sunt multe chestiuni care, dacă am vorbit acum, nu ia foarte mult timp, dar nu este acest timp. Ați auzit cumul de funcții. Ce înseamnă cumul de funcții? Domnul Gosav a fost angajat ca șef serviciu voluntar a situației de urgență, dar deține și funcția de inspector de protecție civilă. Da? Fiindcă nu avem angajat inspector de protecție civilă și el atunci deține și această funcție, care sunt total diferite. Inspectorul de protecție civilă nu este tot una cu șeful SVS-ul. Este cu totul altceva. Și are alte atribuțiuni. Deci, vă spun că trebuie să strânge rândurile. Am presă că din acel comitet fac parte și din consilier, nu? Avem câțiva consilieri care fac parte din acel comitet local de urgență. Când veți fi convocat, Doamne ferește, noi vă mai convocăm, vă spunem, semestrial, adică de două ori poate să convoacă acest comitet să faci proces de bază, dezbat anumite probleme la solicitarea președintului sau de câte ori este nevoie, da? Anul ăsta o singură dată s-a convocat, când a fost nevoie, este s-a convocat două semestrial. Să nu luați întâlnit de acest aspect, probabil că anul viitor să văd funcție de bugetul care îl vom avea, voi aloca mai mulți bani un pic aici, că suntem în urmă cu dotarea, dotările noastre, totuși avem față de alții, avem mai bine, dar asta nu înseamnă că avem. Adică facem comparații cu alții. Niciodată nu mergem să facem comparații cu alții, să facem, să avem noi ce ne trebuie aici și așa mai departe. Norocul nostru este că suntem aproape de oniști și vin pompieri militari, în caz de incendii sau suntem foarte aproape. Dar sunt localități care sunt foarte departe și a fost nevoie să-și cumpli mașină. O mașină de pompieri, nu credeți că e un șofer. Trebuie angajat 6 oameni pentru o mașină. 2 șoferi și servanți. Deci o mașină de pompieri, că cineva vă spune, domnule, chiar am primit din Anglia, trimitea o asociație de acolo, o mașină de pompieri. Am refuzat, adică o aduc ținut cursul de primărie, dar în momentul când te dotezi cu serviciu cu mașină de pompieri, trebuie să ai 6 oameni angajați. Nu merge, că se urcă primarul pe mașină, conduce și vine domnul Roșu Furtun. Nu. Sunt niște reguli care trebuie să respectate și legile cu situații de urgență sunt foarte clare. Și nu sunt legi ca la sancțiuni de la... sancțiunile sunt foarte mari, sunt drastice și ajunge chiar dacă se ajunge în instanță, se lasă cu închisoare. Așa că să știți că la noi șeful SVS-ul execută și alte sancțiuni, dar și de primar numai și poate ați văzut unii. Și studiază, se duce ce face, toate.
fiindcă dacă timpul nu are activitate cu ceea ce are el, face și alte activități, nu mai. Toți băieții din primărie, ca să nu mai auzim în comună că ce fac și paznicii. O să ies vara, mod în terenul, să duc, mă, este unul care e mai mare un pic ca om, dar în rest, ceilalți fac treaba băieții și chiar își merg locul pe aici. Cei de la ajutor social știți cum e, scoate la ori, au fost tăiați, în vara asta o să vin unii m-au luat, nu au luat școlul, cei care au defectuat ori, au fost, nu au luat cu toată domnul primar, fiindcă eu am dat sarcină în domnul Vici ca să facă unele activități și nu am avut cine. Și automat, ca să-i conteze, trei luni în anul ăsta au fost suspendați și muncesc ca ei. Deci muncesc ca ei. E, și majoritatea lucrărilor importante care am făcut anul ăsta, chiar am făcut lucrări buni cu băieții, am pus în ochi de lucrări, care dacă... Și de atunci, faptul bugetului nu prea mare care avem, am pus în ochi de anumite lucrări cu băieții noștri. Chiar vă dau exemplu, balustrat de la pod de la acolo pus în urmă băieții noștri, balustrat de la pod de la ventilă, tot băieții noștri le-a făcut și garajul la bunul excavator. Garajul la bunul excavator, făcut cu alt material și pus în operă cu băieții noștri. Vă spun că dacă contractam o firmă, o societate comercială, se dubla pala aia. Adică acolo venea TVA-ul care omul trebuie să plătească indirectele, manoperele și mai departe. Adică se poate face lucrări și cu oamenii noștri. Nu putem face lucrări, nu știu, la mergul mare, dar lucrări mici se pot executa. Da, v-am adus la conștiință ca să știți și dumneavoastră că poate unii cu comun spun că și fac aia pe acolo. Adică nu fac numai pază sau stau pe aceea și sateliți în fața primăriei. Fac și altceva. Da, cam asta a fost o realitate. A fost avizare. Raportul de avizare. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind reorganizarea serviciilor voluntari menționate de urgență al comunei ca județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 136, aliniatul 6 și aliniatul 7 din OGP-ul 57/2019, privind votul administrației, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Da, mulțumim. Dacă cineva dorește să ia cuvântul, da. Înainte de a aproba evenimentele de pe ordinea de zi, aș vrea să-i felicit pe colegii noștri consilieri liberali pentru câștigarea celor două obiective majore din această toamnă târzie pentru Partidul Național Liberal, în frunte cu domnul primar. Unul, alegerea președintelui României, numele domnului Claus Iohannes, și a doua, câștigarea guvernării, la care, să spunem, am participat și noi, Alianța ALDE, prin reprezentanții parlamentari, pentru moțiunea de cenzură. Felicitări și să sperăm că la anul o să ducem mult mai bine. Vă așteptăm în această mică alianță, practic, certifică echipa din fruntea comunei, un liberal și un... Da. Un de la alte. Nu? Am intrat în normalitate, ca să spun. Da. Dacă-mi permite, mulțumesc. Sunt de acord cu ordinea de zi, dar îmi permite să mă retrag? Da, sigur. Da. Altcineva, cine mai... Dacă nu mai dorește nimic să... Ia cuvântul, propun să pleacă la... Să punem la ordinea. Proiect de hotărâre de la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubritate al Universității de Administrativ de Solidare Județul Bacău, membri ales. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Supun la vot la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural artistic dat din și obiceiuri de iarnă 2019. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Supun la vot proiect de hotărâre de la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind electrificarea bugetului local. Cine este pentru? Împotriva, țineți, mulțumesc. Și să pun la vot că proiectul de hotărâre de la punctul 4 privind reorganizarea serviciului voluntar de mutat de urgență la nivel de comună. Cine este pentru? Împotriva, mulțumesc. Vă pregătiți, vă rog frumos, pentru luna viitoare, rapoarte.